Dacă vreți să vă bag diamante cu passive card în Free Fire, aveți prețurile pe ecran, diamantele intră instant pe cont și mă găsiți pe Instagram, aveți link în descriere. Salutare tuturor și bine am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi facem prezentarea contului meu de Free Fire, deci stați până la sfârșitul videoclipului. Dar înainte să începem, mare like acolo, follow pe Instagram la leis.15, aveți link în descriere. Iar eventual puteți să vă alăturați membrilor canalului, da? Deci cam asta a fost treaba cu introducerea. Hai să trecem aici direct la videoclip. Probabil, adică nu probabil, mai mult ca sigur va fi prezentarea făcută pe două părți, adică două videoclipuri diferite. Deci hai să începem aici frumos, avem foarte, foarte, foarte multe chestii de văzut. Sper să fie apreciat acest videoclip, așa că dați o distribuire acolo, abonați-vă dacă sunteți noi și un share plus like prietenilor voștri, da? Bun, hai să începem frumos cu profilul. Chit că nu am eu un level cine știe ce mare, am foarte, foarte, foarte multe costume și skin-uri pe arme, o să-l vedeți, deci stați până la sfârșitul videoclipului. Avem aici frumos o aproape o linie de elite pesuri, aici știu că m-am lăsat de joc și ăsta o să urmeze să-l iau și să-l completez, da, ca să avem totul galben. Level 63, 5028 de like-uri, deci levelul și like-urile sunt din cauza că nu prea m-am jucat în ultimele luni așa intensiv, să zic, fiindcă am încercat foarte multe skill-uri noi, cât să le învăț și să le fac. Am avut și școală și acum merg și în vacanță o lună și ceva, deci nu prea o să o am cu jocul. Intru, fac misiunile, fac eroicul și cam asta a fost treaba. E și cald afară, e vară și nu vreau să îmi pierd vara pe un joc. Deci doar o să filmez și o să facem spargeri de diamante, da? Iar când vine iarna o să fie bombă acolo, să spargem almazuri și facem Grandmaster, ca de obicei. C4 Reflex, sunt în clan aici frumos cu Hades, nu prea mă interesează guild, acum v-am zis. Eroic o să urmeze, CS rank așa, stai că nu prezint profilul, Alex McQuix on YouTube. Avem aici Eroic Emblem și hai să trecem frumos la ce așteptați cu toții, adică la costumașe, da? Începem aici frumos pe băiat, după o să arătăm și puțin din arme și o să încheiem videoclipul, da? O să trecem după la partea a doua, care o să fie în altă zi. Sper să fie apreciat acest videoclip, scuzați greșelile mele de gramatică, dar sunt foarte, foarte obosit, fiindcă mâine plec în vacanță și trebuie să mă trezesc dimineața. Dar bun, lăsăm asta la o parte, vă las aici frumos cu prezentarea. Deci avem costumul ăsta Cobra Rage, cred că am dat undeva la 3000-4000 diamante pe el. Avem ăsta din Elite Pass, puneți pauză dacă vă place ceva, mă băieții. Elite Pass, ăsta e Diamond Real, da? Ăsta e Diamond Real, bun. Aici la fel, ăsta este Elite Pass. Aici avem Diamond Royal. Ăsta este Elite Pass. Ăsta este la fel Elite Pass, ăsta este din Crate. Ăsta este la un eveniment, nu știu câte almazuri am dat pe el. A fost la un fel de Diamond Real, ăsta este din Crate. Ăsta este costum de la Elite Pass. Aici avem un Magic Cup sau dacă nu mă înșel, Diamond Royal. Ăsta este Diamond Royal după update-ul de vară, să zic așa. Ăsta este un Elite Pass. Aici avem Elite Pass la fel. Ăsta este Diamond Royal. Ăsta este un Elite Pass și el. Aici avem un costum pe care am dat 7000 de diamante anul trecut. Știu, am făcut o prostie. Ăsta este Rampage 2.0 Elite Pass-ul. Ăsta a fost la un Mystery Shop. Aici avem jumătate din bundle-ul ăsta. Ăsta e de Gary, ți-am dat 4000 de almazuri pe el la roata anul trecut. Pe ăsta l-am luat gratis. Ăsta este din Elite Pass. Aici avem un costum de la o rotiță cu diamante. Ăsta este Diamond Royal. Pe ăsta l-am luat gratis. Ăsta este din PES. Aici ăsta l-am luat cu almazuri. La fel și ăsta roșu. Asta este ultima mare între la incubator. Nu știu câte almazuri am dat, deci încerc să nu mai specific asta, fiindcă cu siguranță am uitat, da? Ăsta e primul meu Elite Pass, care a fost totodată și gratis, dar eu l-am cumpărat cu diamante. Pe ăsta l-am luat recent cu 9 almazuri, da? Bun, costumul ăsta l-am luat la o reducere. Avem și mare între albastră, cum să nu avem din prima. Avem Ice Age-ul, avem aici ăsta, avem top gamer-ul, avem frumos primul Gold Royal dacă nu mă înșel. Ăsta e de la un Mystery Shop sau Gold Royal? Cred că e de la Mystery Shop, nu? Bun, avem prințul ăsta roz, v-am zic portocaliu. Ăsta e jumătate, avem Angelical Bundle, cum să nu avem noi pe Angelical. Gold Royal-ul, ăsta este un Mystery Shop. Aici avem frumos un costum de la Diamond Royal.
Aici avem bundle-ul ăsta gratis. Aici avem un Gold Royal. Ăsta este de la Rank Token. Ăsta nu știu, ăsta e Mystery Shop, e urât. Bun, pe ăsta l-am luat cu 9 almazuri de la roată. Pe ăsta la fel cu 9 almazuri. Bun, ăsta l-am spart într-un videoclip. Pe ăsta la fel, din același eveniment, costumul ăsta. Ăsta este incubator, e penultimul. Și ăsta este primul incubator, mi-au plăcut așa că l-am luat pe ambele. Nu mai avem pietre, că l-am și pe ultimul, da? Și l-avem pe toate trei. Bun, ăsta l-am luat de colecție, incubator. Gold Royal, pe ăsta l-am luat gratis. Ăsta este de la incubator. Aici avem Elusis, ok. Bundle-ul ăsta, da, l-am luat de la Flipkart, prima dată când s-a băgat în joc, sau a doua, dacă mă înșel. Asta este un incubator. Avem aici Gold Royal-ul. Avem ăsta de l-am luat de la SGO de 2, de la Event. Ăsta este de la Magicube. Incubator, mamă, dacă te costumea să mor eu, dacă videoclipul e de o oră. Aici avem marioneta roșie. Avem chestia asta, avem ăsta jumătate, bun. Avem de la incubator maimuță, hai că maimuță, dacă e ăsta cu fietul. Prințul, prințișorul, da. Avem bundle-ul ăsta, aproape full. Pe ăsta, ăsta e primul dintre... Ăsta e un prim bundle de-al meu, da, de pe cont. Bun, m-am corectat. La fel și ăsta. Ăsta noi. Chichicean ăsta cred că e de la Gold Royal, da, cu tastatura. Ăsta e de la incubator și mai avem chestia astea, mă băieții, da? Mai avem ăsta gratis, pe ăsta l-am luat cu 9 almazuri, am avut bulan, prima dată când s-a băgat în joc. Avem battle-ul ăsta Need Pass, avem chestia asta pe care am primit-o gift, că am bătut pe cineva la Versus. Bun, și cam asta a fost treaba cu pălăriile, da? Bundle-ul, le trecem la ele, fiindcă cu siguranță le așteptați. Avem la Casa de Papel, da? Avem ursulețul ăsta, avem dragonașul, care are coadă bucată. A avut coada bucuită. Avem ăsta de la Demon Royal. Avem ninja ăsta. Ăsta este primul meu bundle pe care l-am luat cu 9 diamante. A fost un eveniment acum 2 ani. Ăsta este lupul, da? Bun. Ăsta este Grampion Man. Bun, avem ăsta și ăsta negru. Bun. Hai să vedem ce frumos aici. Deci avem ăsta l-am văzut. Hai să vedem ce nu am văzut. Avem Crackshot-ul, e unul dintre preferatele mele bundle-uri, da? Deci nu știu, am dat multe almazuri pe el. Avem ăsta. Deci puneți voi pauză, mă băieți, da? Avem foarte, foarte multe chestii. Uite, ăsta nu l-am văzut. Nu l-am văzut pe ăsta. Da, l-am luat recent. Avem pass-ul ăsta. Avem pass-ul ăsta. Da, deci avem foarte, foarte multe chestii. Avem ultimul incubator, Golden Samurai-ul. Bun. Avem ăsta, incubator. Avem Giocarino, da? Giocarino frumos, avem pe ăsta, nu știu dacă l-am arătat, da, l-am arătat. De la oboseala, mă băieții. Avem tigru de la Mystery Shop. Bun. Hai să mai vedem aici frumos pe băiețaș. Avem ăsta, ăsta e la univerul cu arena, frumos. Ăsta este la incubator. Ăsta pe care nu l-am luat full, fiindcă nu m-am jucat. Avem frumos incubatorul ăsta. Avem aici pumping-ul, avem incubatorul ăsta, da? Avem cel mai șmecher costum, cel mai șmecher pied, după părerea mea. Bun, avem și incubatorul ăsta. Avem Gold Royal-ul, pe care l-am arătat ăsta. Avem iepurele, cel mai ieftin incubator cu samurai. Ăsta e primul meu bundle, avem barba, avem evident samurai zombie. Satana, cum îi zic românii. Și mai avem aici foarte, foarte multe chestii, da? Puteți încă o dată să puneți voi pauză dacă vă place ceva. Avem aici frumos asta. Atât, sunt mortu. 1, a, 2, 3, 4. Bun, am crezut că am doar 1. Bandane din astea. Bun, mă băieții. Avem face print-uri, deci aici dăm și noi bandana jos sau să punem ceva ochelari. Avem face print-urile astea, majoritatea din pe și avem și din top-up câteva, cred. Asta a fost gratis, dacă nu mă înșel. Hai să mai vedem aici. Deci puneți voi pauză dacă vă place ceva. Deci eu vă pun, stai, spun și niște pantaloni mai blanao. Punem pe ăștia. Dacă vă place ceva, puneți pauză. Vă faceți voi aici frumos. Și nu uitați de un lighean acolo, da? Strângem cât mai multe like-uri. Și aș vrea să văd acolo comentarii la voi dacă vreți, ok, asta e la Eroic, dacă vreți încă una de la Eroic, dacă vreți o serie pe canal, cum ar veni să facem top 10 combinații cu o haină respectivă, da? De exemplu, cum ar veni cu
cu pieptul ăsta, top 10 combinații cu pieptul ăsta, da? Sper că v-ar plăcea și aștept un răspuns de la voi, un feedback în comentarii. Deci încă o dată puneți pauză dacă vă place ceva, fiindcă nu stau eu, mă, băiețe, să vă arăt aici fiecare în parte, fiindcă știți că am, bă, nu super, super multe aia, cum are Drago sau chestii din astea, dar, uite, avem tricouri de fotbal, dar am un inventar destul de decent, da? Pentru levelul meu. Avem aici tricouri, avem galben, roșu, nou, avem Argentina, avem ăsta, avem Șeptaro, Ronaldo, Messi și încă o dată Ronaldo și încă o dată Messi. Da, bun, și chestiile astea, nici nu știu, cred că sunt din Elite Pass. Dar puteți vă puneți și voi pauză și să le vedeți aici, da, respectivele. Geaca de la Samsung A80, foarte multe chestii, mă, uite, v-am zis, nici nu știam că le-am pe cont și, da. Încă o dată, nu uitați de Regian acolo, avem și maleta la care îmi spar foarte multe almazuri. Și cam asta a fost treaba, da? Iar acum cred că ați văzut-o pantalonii, știți și voi cum arată. Cum arată ăștia mov. Hai să vedem pantalonii de fotbal. Deci avem aici ăștia albi, avem ăștia roșii, avem ăștia albaștri închis, turcoaz, albastru și ăștia negri, da? Deci eu zic că am un inventar destul de frumușel, avem și Angelicali și la șlapi, nu cred că i-ați văzut pe toți, da? O să vă pun aici frumos, vă puneți pauză încă o dată dacă vreți ceva. Bun, mamă, să moră, dar mulți. Avem și la pe ăștia colorați, avem și pe ăștia roșii, avem și pe ăștia albaștri. Mamă, cât și la pe am. Și trebuie să mai am, dacă nu mă înșel, trebuie să mai am încă o pereche. De imediat ajungem la ei. 5 secunde. Mai avem pe ăștia, ăștia nu și la chiar. Bun, mai avem și pe ăștia. Vietnam Slippers, nu știu de unde am. Ăștia așa și ăștia, da? Bun, că asta a fost treaba și cu costumașele pe băiat. La bandele mai avem aici duplicate. Power-ups nu mă interesează. Others, avem aici frumos colecție de blueprint-uri. La dinozauri, la puritori, shotgun-uri și costumele astea, da? 3 pietre, 2 din astea. Și cam asta a fost treaba. Iar acum vedem puțin, deci foarte puțin din arme, mă, băieții, și trecem la... partea a doua din acest videoclip care va fi postat în altă ziulică. Da, deci dăm aici la Weapons. Vedem Evogan sau Armory. Hai să vedem puțin din Evogan, da? Deci avem Blue Flame Draco level 6, avem Megalodonul la level 5, Cobra la level 6 și Shotgunul la level 4, da? Vă dau un mic spoiler din videoclipul următor. Mai avem aici frumos la Armory. Deci uitați-vă câte skinuri am. Doar pe M4 și pe AK, da? După vă dați seama ce blana o să fie următorul videoclip. Deci vă dau aici frumos un mic spoilereanu, M4 și AK-ul. Iar cam asta a fost treaba, băieții, și cu prima parte din prezentarea contului meu. Sper că v-a plăcut, aștept un comentariu de la voi. Încă o dată un ligian acolo și noi ne revedem data viitoare, adică în partea a doua.